Dumnezeu, campania pe care noi am organizat-o, campania se numește Plătești, prezint apa, plătești viața. Da, la 3. Deci aici avem unul dintre puțurile care alimentează orașul Turda și câmpia Turzii cu apă. În partea dreaptă, practic, e puțul de unde se trage apa, e la o adâncime de 10 metri. Și aici avem pompa care să și aude și să vede că merge, care trage apa din puț. Se alimentează Turda și câmpia Turzii și comunele limitrofe. Din acest puț, apa se pompează în rezervorul care se află aici lângă noi și din rezervor merge apa mai departe în stația de pompare și de acolo spre consumatori, spre Turda, spre câmpia. Nu vă împinge! Și voia ta se poate că aveți un hidrofor pentru ca să aveți apă în casă. Deci închipuiți-vă și aici un fel de... Da, e un fel de hidrofor mai mare. Exact. Mai mare. Care pompează. Și așa ceva era în urmă cu mai mulți ani, înainte de a se desfința via la Triteni. Era acolo o fântână mare și pompe. De acolo apa era urcată cu ajutorul acestor pompe în deal și pe urmă erau din loc în loc un fel de robinete de unde luau apă ca să stropească via, când aveau mare nevoie de apă. Deci, mai multe puțuri. Puțul înseamnă un fel de fântână. Un fel de fântână, da. Care adună toată apa. Da. Și într-o rezervor. Clorinarea în rezervor și în rezervor apa mea. Deci pe stările astea se poate coborî, oamenii care lucrează la întreținere coboară, verifică, controlează când este cazul sau eventual repară când se depășează ceva. Care trag apa din pământ, o pompează în rezervorul ăsta care avem aici, de fapt în apele rezervoare, și din ele vine apa în stația de pompare. Stația de pompare, avem mai multe pompe în funcție de consum, deci în funcție de consumul care e pe oraș, pornim 2, 3, 4 pompe în funcție de consum. Noi menținem o presiune constantă. Și o să vedeți și pompele, o să vi le arătăm, dar acolo zgomotul e destul de mare și de azi să le explicăm aici. Clădirea din față, cea galbenă, e stația nouă de clorinare. Clorinarea se face în rezervor. Și în fiecare zi se trimite. Deci clorinare, dezinfectarea apei, da. Dezinfectarea apei. Deci în fiecare zi se iau probe de apă, se trimit la laborator ca să fie apa, deci să vadă că apa e în regulă, potabilă.
situație și mergem, o să vă prezinte acolo de cantorul. Hai multe! Ia să vedem care știe la ce se folosește apa. Pentru ce este bună? Spuneți, care cum știți? Ziceți! Da. Ziceți. Pentru băut! Pentru făcut baie! Da, pentru mai mult! Mâncare. Pentru spăla vase! Da, pentru gătit! Pentru gătit! Da. Mamă, ai grijă! Și? Pentru sănătate! Da, animalele, da? Nu beau apă! Da. Și da. Pentru flori! Când este secetă, ce facem? Ce facem? Da. Nu? Ce facem? O dăm plantele! O dăm plantele, sigur că da! Regul meu, care înseamnă dezinfectarea apei pentru a putea să o transmitem populației, pentru a putea fi apă potabilă. Da. Să fie băută de către consumator. Și acolo se adună toată apa și se face procesul de dezinfectare a apei, de curățare a apei, de microb, de bacterii, ce mai este în apă. Cu clor. Nu poate să trăiască fără apă. Fără apă și fără? Și fără aer. Și fără aer. Sigur că da. Deci acești doi factori sunt foarte importanți pentru viața, pentru viață în general, a omului, a plantelor, a animalelor, aerul și apa. Mi-ar place să mă asculte și Răzvan și Mare și Sorinel și care acolo? Alin și David. Da. Să ascultați și voi, că o să ne prindă bine la cunoașterea mea de ieșirea de astăzi. O să vă întrebe, domnul învățător, ce ați învățat astăzi aici? Este ca o inimă. Ca o inimă. Cred că e frunză de tei. O să vă arăt astăzi un pic traseul apei la noi în stația de tratare. De la ce școală sunteți? Pavezan. Da, așa. Ați mai fost la noi? Nu. Ați fost vreodată la Ciucaș? Da! Da! Ai fost? Ai fost acolo și ai văzut un bazin mare de acumulare? Un lac? Da! Ai văzut? Da! De acolo noi strângem apa, o adunăm și de acolo este transportată până aici la noi la stație, unde noi o facem bună de băut. Ăsta e rolul nostru aici la stație, să facem apa ca să fie potabilă, să puteți bea voi de la robinet. Apa vine din râul Hăjnate. Ați fost în Cheile Turzii? Ați văzut apa care trece prin chei? Da! Aceea este apa Hăjdate. Acea apă noi o strângem și o transportăm aici, ca să o tratăm. Apa vine pe un traseu, pe o conductă lungă de 14 km. Atât ai de la sursă până aici la noi. Prin conductă, haideți să vedeți conducta. Cu grijă să nu cădeți. Vedeți conducta aceea mare, groasă, verde? Da! Pe conducta aia vine apa de la Hăjdate. Hăjdatea, Hăjdatele trece prin satul meu natal. Este în turnul de amestec, acesta este turnul de amestec. Aici noi amestecăm apa cu clor, cărbune activ și coagulant. Clorul are rolul de a dezinfecta apa, pentru că în apă sunt tot felul de microorganisme. Și noi trebuie să o facem bună de băut. Apoi adăugăm cărbune activ și coagulant. Aceste două au rolul de a face ca sedimentele, ca mizeria din apă, să se lege una de alta, să se facă un conglomerat mai mare și mai greu și acesta să se depună pe fundul bazinului de cantor, ca noi să putem separa apa murdară de apa curată. Vreți să mergem sus pe turnul de amestec să vedem cum se amestecă apa? Hai, da, să mergem sus atunci. La noi în stație, aici vine apa și noi aici adăugăm clorul, cărbunele activ și coagulantul. Vedeți, aici avem două agitatoare. Îs ca două palete mari care se văd acolo în apă. Le vedeți cum se învârte acolo. Ele au rolul să amestece apa ca să facă un amestec omogen de clor și ce alte substanțe noi mai adăugăm în apă. De aici apa ajunge în bazinul de cantor. Acela mare este bazinul de cantor. Bazinul de cantor are o capacitate de 5.000 de metri cubi. Adică 5.000 de tone de apă. Bazinul de cantor are o adâncime de până la 8 metri de apă. Adică aproape cât un bloc. Mergem imediat și ne uităm la bazinul de cantor și vă explic acolo ce se întâmplă în bazinul de cantor. Vreți? Da! Haideți să mergem încetuți.
din centru, apa amestecată cu cărbunele activ, cu coagulantul și cu clorul, vine în acest bazin mare. Apa murdară și mizeria se depune pe fundul bazinului de cantor și deasupra se ridică apa curată. Apa curată intră prin găurele de la țevile radiale, vedeți? Găurele din aceste țevi. De acolo intră apa curată și ajunge în canalul de fugă. Noi ne aflăm pe canalul de fugă, sub picioarele noastre, sub plăcile astea de beton, este un canal cu apă. De aici, apa merge la filtrele de nisip. Acolo se filtrează fin apa, ca microparticulele să rămână în stratul de nisip și doar apa curată să treacă. Apoi, din filtrele de nisip, apa vine în bazinul stoc tampon de 1500 de metri cubi, acesta din stânga noastră. Aceea este ultima oprire la noi în stație înainte de a fi livrată către consumatorul final, adică către voi. Clorul are rolul de a dezinfecta apa. Omoară toate microorganismele, toate bacteriile, toți virusii din apă, ca ei să nu ne afecteze pe noi. În aceste containere, noi avem clorul. Clorul monormal este, îl găsim în stare gazoasă, dar la presiune foarte mare, clorul este lichid. Și noi la presiune de 26 de atmosfere, adică de 10 ori mai mare decât în roata de la mașină, îl ținem în aceste containere. Din containerele acestea metalice, prin conducte, clorul vine la dozatoarele de clor. Aceste dozatoare de clor știu să măsoare cât clor trebuie să bage în apă pentru ca ea să fie dezinfectată și bună de băut. Apa din bazinul de cantor, din bazinul la mare pe care am fost noi adineaori, vine aici. Vedeți acolo în față niște ușițe metalice, le vedeți? Pe acolo apa intră în aceste bazine care sunt ca niște piscine, vedeți? Că sunt ca o piscinuță arată. Și pe fundul acestui bazin este nisip, nisip foarte, foarte fin. Îl vedeți? Da! Și apa trece prin nisipul acela foarte fin. Nisipul este atât de fin încât numai apa curată poate să treacă. Mizeria din apă rămâne prinsă în nisip. Și pe fundul bazinului, sub stratul de nisip, sunt niște site foarte, foarte fine. Prin acele site nisipul nu poate să treacă. Vă dați seama cât de mic îți găurează, cât e o grăunte de nisip, de mic. Vă dați seama ce găurică mică are sita încât nu trece nisipul prin ea, doar apa. Și apa curată trece prin acea sită și ajunge în bazinul stoc tampon de 1500 de metri cubi, acela pe care vi l-am arătat afară. Acela este ultimul popas al apei la noi în stație și de acolo cu 5 pompe foarte puternice împingem apa în Călăraș. Știți unde e Călărașul? Ați fost? Nu. N-ați fost în zonă. Este la 17 km distanță de aici și acolo este un bazin foarte mare. Ați văzut bazinele de apă care îs pe cetatea romană. Ați fost la castrul roman. O căsătul în apă. Lasă că îl strângem. Sunt niște bazine foarte mari de beton și acolo apa este stocată și de acolo, prin cădere liberă, apa vine în câmpia Turzii și de apoi la consumatori, la oameni acasă, la robinet. Și acesta este traseul apei din râul Hăjdate până la voi acasă, la robinet. Băiatul! 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 Băiatul!